În timpul emisiei de ieri, Stelian a simțit să-i spună câteva cuvinte lui Raul, cuvinte ce nu erau tocmai bine primite. El spune că e pasionat de psihologie, care zeci de cărți citite îi place să documenteze. În fine, când întâlnești o fată, nu-ți dai seama cumva din niște gesturi, din niște mimici, cumva de atracția fetei pe care o manifestă față de tine? Adică îți poți da seama din timp cam cum va decurge interacțiunea dintre voi doi. Așa ar trebui să-ți dai și tu seama despre Ramona, dar văd că nu-ți dai seama. Okay. El ar trebui să-și dea seama că Ramona îl iubește și ar trebui să se implice mai mult. Okay. Reacțiile sunt foarte exagerate din partea ta. Nu o spun cu răutate, dar pe mine mă doare să văd, nu doar pe mama, doar să văd o mamă că suferă. Mama ta suferă din cauza unor reacții. Eu nu sufer din cauza copilului. Nu poți să vorbești în numele meu. Nu știu de unde până unde ți-o venit ție ideea asta să iei măsuri. Chiar nu poți să crezi de unde ți-a venit ideea. Te-ai vedea tu filozof, dar nu-i chiar așa. De unde până unde, Stelian, te-ai trezit tu să vorbești? De unde până unde? Ești tu în măsură să mă caracterizezi pe mine? Să rămân în două secunde, vă rog. Te rog din tot sufletelul meu. Vezi-ți de relația ta cu Ramona și nu-ți mai da pentru binele tău în viață. Îți dau un sfat, te rog. Pentru binele tău în viață nu-ți mai da cu părerea pe altcineva. Dar eu nu mi-am dat un nume de rău. Și nu o luați ca pe o, cum să spun eu, nu vreau să fie de milă, de înjosire. Păi dai din înjoseală că publicul așa de afară. Nu, tanti. Nu mă lua la tanti, eu sunt Petru. Doamna Petru. A fost din compasiune, așa am simțit. Ai mie simțit, place dar tu știi să... ce urât este afară? Dar eu vin de afară, Stelian. Bănuiesc că vedeți din comportamentul că nu a fost cu intenția de jignire. Da, dar nu este, dar publicul așa o consideră, jignire. Ok, și dumneavoastră intenția mea ați văzut-o pură sau nu, crede? Nu, cu ură, dar... Nu, pură, se... pură. Pură. Este adevărat, considerați că este real ceea ce vorbesc sau mă prefac? Nu, dar nu ești în măsură să vorbești. Sunt în măsură să vorbesc despre ceea ce simți. Ceea ce am simțit la moment a fost compasiune față de... Dar am înțeles, în regulă, nu am vrut să vă jignesc și sănătate multă. Și ție, mult noroc. Și mult spol și lui Raul. Hai, fraților, dar eu am o imagine, nu vreau să mi-o pătez aici. Sper că nu v-ați supărat pe mine. Nu, Andra, dar stai liniștită. Doamne, stai, fată, liniștită. Eu mă din situația cât în lume perversă există. Asta-i. Eu nu am nimic cu tine, copil, drag. Ați discutat, ați vorbit, nu ați format un cuplu de 10 ani și acum vă despărțiți. Iar eu, dacă am avut ceva de spus, v-am spus la toate. Pentru că cred că am fost cea mai corectă, care am venit la fiecare și am spus. Dar nu vreau să-mi fie pusă imaginea mea și a copilului. Păi eu mă ne dau drumul la live și am 7.000 de oameni care mă iubește. Da, dacă știem eu unii vin. S-a trezit și Stelian. Mare filozof o să dea bine filozoful la public. El vorbește coerent, să dea bine la public. Mai lăsați, frață, falsitatea asta. Fiți voi. Nu doar doamna Petronela a criticat observațiile lui Stelian, ci și Raul, considerându-le ironii. Eu vorbesc cu publicul Stelian, intervine, începe cu ironii, cu cărți citite, cu zeci, cu alea. Puteți să treci direct la subiect, dar tu frate. Ai spus. Da, mă, frate, dar tu puteți să treci direct la subiect. Băi, Raul, mă deranjează asta. Dar eu nu vorbesc, e vorba că mă deranjează, bă, dar e normal, e frumos, serios acum. Dar ce treabă ai tu, frate, cu mama sau cu ce se întâmplă acolo? Că nu înțeleg chestia asta. Băi, nu, dai niște reacții foarte exagerate, n-ai, bă. Omule, eu țin la mine și la imaginea mea. Eu nu pot, dacă tu ți-asumi anumite chestii, eu nu pot să-mi asum anumite chestii. Fiecare om are principiile sale. Nu tu ai spus lucrul ăsta? Corect. Dacă ții pentru tine e ok, asta pentru mine nu este ok. În regulă, dar de ce trebuie să le iei atât de drastic și să faci atâta caz din lucruri mici? E, uite, lucrurile astea mici au fost și aseară, sunt și azi, în mod repetat. Și o să mai fie, frate, că odată ce suntem aici, o să mai fie în continuare. Legea atracției, nu? Tu ai zis că ai citit, doamne, n-am jur, n-am nimic personal cu tine, dar ai zis că ai citit cărți, multe cărți de psihologie. Ți se pare corect cum reacționezi? Adică ești foarte impulsiv, ești foarte agitat. Adică nu cred că reacționezi corect, așa. Adică te referi acolo, nu? În general, așa, ești foarte agitat, foarte impulsiv, adică orgolios oarecum. Da, uite, cum s-a exprimat și Bogdan, câteodată are tonalitatea mai sus sau mai jos, așa poate și la mine reacțiile, adică știi cum e. Dar dacă mie mi spune că îmi dă cuflit, nu este
dreptul meu să cer și o filmare, să văd unde mi-a dat cu flicul. Nu a folosit cuvintele astea, dar pe material s-a văzut clar. Nu a folosit cuvintele astea, ia că îți dau cu flit. Dar pe material s-a pus și acum. A zis clar că vrea să oprească orice. Tot dar nu era mai frumos să spună, între Raul și Andrada nu a fost nimic. Fiecare merge în direcția sa. Dacă îmi spui la public că a fost, mi-a dat cu flit, adică sună un pic cam, adică dacă se ar fi exprimat un pic mai frumos, nu s-a ajunge acolo. Dacă spune că nu mă bag în seamă și apoi că mi-a dat cu flit, pentru mine asta e ceva personal. A zis, până la urmă a zis doamna Mirela că poate s-a exprimat greșit, a zis femeia, n-ai de ce să zici, că iar a zis că poate s-a exprimat greșit, poate că nu a folosit cuvintele potrivite, dar tot aia înseamnă până la urmă, nu? Până să scot vreun cuvânt de pe gură, eu deja eram într-o lună proastă. Da, am văzut asta. Păi și am avut un star mai prost decât al tău. Nici n-am avut ocazia să spun ceva și eu deja eram personajul negativ. Și n-am reacționat așa. Și am dat ocazia lumii să mă cunoască. Mi-am coborât orgoliu, am început să ascult mai mult și... Da, Selian, dar tu trebuie să mă înțelegi pe mine că eu văd și cum se vede dincolo de ce vedem aici. Ok, în regulă, atunci respectă-ți principiile. Reacțiile... Bine, respectă-ți... Eu am și altă viziune, de asta spun. Ok, respectă-ți principiile atunci, dar sunt foarte exagerate unele lucruri. Atât îți spun, atât îți spun. Dar... Mi s-a cerut sinceritate, închide ușa, Gabriel. Mi s-a cerut sinceritate i-am oferit. Este sau nu este exagerare, ăsta sunt eu. Până la urmă, asta mi s-a cerut, sinceritate, nu? Da, dar nu știu, mama ta a reacționat într-un fel, nu tocmai ok. Când și-a spus doamna Mariana părerea. Da, dar tu n-ai auzit discuția din bucătărie. Doamna a venit la mine, doamna Mariana, și mi-a spus că eu de când am intrat aici am cerut o schimbare lui Gabriel, dar cum ar veni, eu l-am exclus pe Bogdan. Și are și dreptate, doamna. Adică că facem cât îi țin în sală, adică orice marmă își protejează puiul. Da, corect. Dar eu n-am apucat să discut cu ea, să-i spun, uite, eu într-adevăr am oferit o schimbare lui Gabriel. Dar eu nu am cerut la public ai mei să-l votez pe Gabriel cum a făcut astăzi Sorin. Adică eu l-am așteptat pe Gabriel pe o parte, prietenul lui l-a așteptat pe altă parte, adică s-a compensat lucrurile. Dar doamna n-am apucat să discut cu ea, adică după ce s-a terminat emisiunea. Și de asta a fost răspunsul ăla. Vezi dintr-o chestie de genul unde se poate ajunge? Păi vezi. Și-a spus doamna Mariana părerea și mai că te-au zis, a, nu se poate, plec acasă, știi? Păi de asta adică, a fost. Astea sunt niște chestii de oameni maturi, știi? Da, uite, vezi, nu se știe faza din bucătărie, asta îți spun. Stai să zic. Nu, niște chestii de oameni maturi aici, na, ai venit, ești om matur, știi ce vrei, da? O să fie situații mult și mai grele, adică asta n-a fost nimic. Asta a fost nimic, o să fie situații și mai grele. Atunci ce faci? Leși, ca și copiii ăia, leși jucăreile acolo și pleci? Pare să că mai mulți băieți au criticat atitudinea lui Raul, cel puțin ieri, da, în discuția pe care am avut-o în acea emisiune și după, nu doar doamna Mariana dintre mame, care a spus că nu i-a plăcut atitudinea lui, dar a încercat cumva să-i spună că a greșit comportându-se așa. Sorin, l-am văzut și pe Ionuț, care a fost destul de vehement încă de ieri din emisiune. De Stelian nu mai spun că de aici a pornit discuția cu teoriile, filozofiile sau citatele din cărți. Hai să vedem, Raul. Este Raul. Cum ești astăzi? Bună seara, foarte, foarte bună bine. Ziua, suntem la... Bună ziua, mă scuzați. Sunt foarte bine rapăr. Și cu această ocazie aș dori să-mi cer scuze în fața dumneavoastră, în fața mamilor, în fața domnișoarelor și în fața telespectatorilor. Dar ce te-a făcut să-ți schimbi atitudinea? În primul rând m-a ajutat Stelia. Cu ce? Cu niște sfaturi, cred că o să le difuzați mai târziu. Iar în al doilea rând m-au făcut să înțeleg anumite chestii doamnele de la Caprici. Adică? Mi-au deschis mintea într-un oarecare context. Adică trebuie să privești un pic lucrurile pe toate părțile, că poate și ei din punctul lor de vedere au dreptate și că nu întotdeauna deții tu adevărul absolut. Foarte corect. Acum, ei, ai simțit băieții ieri când ți-au spus ce au avut de spus? Că a fost Sorin, că a fost Ionuț, că a fost Stelian, că ți-au spus-o cu dușmănie sau ți-au spus-o într-un spirit de prietenie în care să încerce să te ajute? Din punctul meu de vedere, orice mi se spune că este o critică sau că este ceva adevărat, pentru mine este o experiență și am undeva de câștigat. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că ei au 2 săptămâni în fața mea. Corect. Aici da, și tu ai 2 săptămâni afară, știi, și ai putut să analizezi lucrurile. Eu am putut să analizez, dar aici s-au format o relație de prietenie, o relație de tovărășie. Eu nu am cum să mă bag între ei.
Vă dați seama. Poate cu timpul cumva tu îi știi pe ei, ei nu te știu pe tine, pentru că tu n-ai fost aici. Tu ai putut să analizezi pe ei, pe tine nu. Vă spun foarte sincer, m-am axat pe fete să le analizez. Pe băieți puțin mai am înțeles, da, și ai avut dreptate. Dar, uite, băieții au spus așa, că ai venit cu o anumită superioritate și că ai încercat să arăți tu cum se fac lucrurile, să dregi tu, să-l schimbi tu pe Gabriel, să-l pui tu pe Gabriel la treabă, să dai jos burta, să-l faci să iasă din carapace. Poate este așa, poate nu am observat, dar integrarea mea înseamnă că sunt un superior, dacă am încercat să mă integrez. Nu știu, eu trebuie să vorbești cu băieții. Uite, îl întreb pe Sorin. Sorin, ce te-a făcut să crezi despre Raul? Că a venit un pic, nu știu, de sus. Eu nu am zis treaba asta, doamna Mirela, și e mult spus că l-am criticat. Noi am încercat să-i dăm un sfat că nu a reacționat corect. Adică este foarte imposibil. Okay. Dar eu n-am spus niciodată treaba asta că a venit cu un nivel de superioritate. Nu, nici de cum. Și eu cum a reacționat? Eu cum am reacționat? Dar n-am zis nimic despre dumneavoastră, mă. Nu, eu pe Madrea l-am zis. Hai, dă-mă o dată, reluare. Ce a zis doamna Petrona? A zis că Madrea nu a reacționat corect. Nu, doamna Petrona, nu a zis. Mihai, tu ai zis, mă scuz. Vă confund semănați între voi. Nicio problemă. Cum Mihai am reacționat? Din punctul meu de vedere, na, nu prea a fost o atitudine atât de ok, pentru că, na, ne... Să uit o grămadă de oameni la noi și dacă văd o reacție de genul din partea unei mame sau din partea unui om mai matur decât noi aici, da, se vede puțin urât. Dar nu i-am spus lui Raul într-un mod urât sau într-un mod oricare altul, într-un mod bun și l-am și ajutat, am dat niște sfaturi bune. Dar totuși, terminasem calupul trecut înainte de pauză spunând doamna Petronela că în casă se joacă și că unii altfel sunt în emisiune exact. Direct și după ce termină emisiunea exact. Se arată adevărata față. Exact. Păi încep scandalurile, încep criticile, șoșotenile. Da, dacă nu-i nominalizați, o să se simtă toți, nu o să știe despre cine e vorba. V-ați referit chiar și la Mihai? Că el s-a simțit deranjat. Nu. De ce, Mihai? M-am simțit puțin, pentru că a spus că toți, oarecum toți aici joacă un rol. Mă scuz că te întrerup. Uite, Stelian mi se pare că joacă teatru. Așa, din privind părerea mea. Dar fix Stelian este cel despre care băiatul dumneavoastră a spus acum un minut că este cel care l-a ajutat să vadă lucrurile și altfel. Mie așa mi se pare. Deci, practic, i-ați spune lui Raul, fii atent la Stelian. Adică s-ar putea să nu trebuiască să pice în plasa lui. Așa mi se pare mie. Dori să iau cuvântul. Din punctul meu de vedere, Stelian este un băiat foarte corect. Uite, el îl cunoaște mai bine. Tu ți-ai spus punctul poate la nervi sau ai luat niște decizii la nervi care, na, totuși ne urmăresc atâția oameni. Mai facem greșeli, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să ne le asumăm. Dar din punctul meu de vedere, Stelian este un băiat foarte deștept, un băiat carismatic și un băiat care știe ce vrea de la viață. Dar vezi că tu ieri ai spus... Da, foarte bine. Trebuie să aveți păreri, puteți să aveți păreri, că așa e și normal. Dar, Raul, tu ieri ai spus în emisiune ceva despre Stelian care zicea, auzi tu mai bine, uită-te la relația ta cu Ramona. Părea o chestiune în care el era victima, da? Așa părea. Bă, tu zici de mine, mă, că eu cu Andrada? Uite-te un pic la tine cu Ramona, mă, ce? La ultima întrebare, nu? După care ai întors-o, așa mi s-a părut mie. Că eram înceață, credeți-mă. Hai că era așa de sinim afară, mi-era înceață. Ce țin minte din colțul ăla? Că mi-a spus dacă vreau să facem schimb discount, în rest, nu. A, și vrei? Că eu să știi că pot stau și în picioare. Am o fustă plisată superbă, bordo. Chiar eram înceață. Raul, după care tu zici, dar o schimbi așa, pac, imediat, adică ai dat-o imediat ca să nu cumva să cădem noi în situație. Zici, în sensul că Ramona chiar te iubește sau ține la tine, dar tu... Deci l-ai scos pe Stelian din agresor, m-ar veni victimă sau nu știu cum să spun. Inițial părea că... Uite-te tu ce faci, mă, cu Ramona. Nu-mi zice mie ce fac eu cu Andra, da? Ți-am răspuns cu aceeași întrebare. Da, după care zici că ea te iubește și tu... Ce ai vrut să spui, până la urmă? Ce m-a întrebat pe mine, am întors lui întrebarea asta a fost. N-am vrut să spun sau să insinuiesc ceva. E, se pare totuși că s-a terminat capitolul Andrada, da? Deci case closed. Case closed. Gata? Ce a zis? Doamne ajută. Doamne ajută? Nu mai vreți să mai auziți în viața vieților, amin. Nu mai vreau scandal. Ne ducem la slujbă la biserică. La mireasă vrem, nu vrem, sunt discuții, nu scandal. Discuții, da? Sunt discuții, sunt oameni diferiți, culturi diferite. Ionuț. Și tu ai avut ceva de reproșat ieri lui Raul? Da, am discutat și în cameră că a venit să-mi ceară părerea. Mie mi se pare că ea personal și imediat atacă.
și el afirmă ca și cum deja știe ceea ce gândește omul. Dar a fost, nu știu, părerea mea și sfatul meu întâi să pună niște întrebări pentru a trage un rezultat. Uh-huh. Întâi să întrebe ca să ajungă în punctul acela. Adică el nu vă cunoaște, dar a venit cu niște preconcepții despre fiecare. Da, și el consideră că noi, bine, considera până acum că noi așa suntem toți. Dar noi suntem caractere diferite. Poți să citești mimica feței, dar nu poți să citești ceea ce simțim fiecare. Corect. Eu mă bucur că s-au mai aflat lucrurile, însă se pare că dacă și-a luat gândul de la Andrada, și am zis că nu e cazul să mai insiste, a pus totuși ochii pe o altă fată, Raul. Zii tu, că iar a zis ceva greșit. Bă, nu mai deschid mă gura. Eu ți-am zis că trebuie să vin în locul meu, Raul. Eu când ți-am zis, tu ai crezut că mi-e. Vino tu și zi tu că nu știu cum să prezint următorul material. Ia, prezintă-l tu. Știi despre ce e vorba, da? Ia, fii atent, ia-l tu. Raul, te uiți la camera aia și spui așa. Urmează să vedem și cu colegii mei au materialul. Ia, zi tu. Vă rog frumos să aveți cuvântul. Nu, te rog, pe cuvântul meu. Vorbesc serios, că tu știi mai bine. Nu, vă scuzați. Iar ești în ceață. Mă, dai senin afară. Îl fac gelos pe Gabriel după. Gelos pe cine? De ce? A, că place-ți aceeași fată? Cica la căcichicea, cica grătarili. Mâine, că azi e încă zi de post. Doamna Mirela, în continuare, încă mi-aș dori date-ul cu Andrada pentru că îi datorez niște scuze personale. Cum n-ai scăpat de... Ba da, dar aș... De... Băi, eu am... Nu. Deci tu ești genul ce nu... Doamna Petronela, te înțeles? M-a spus și doamna Mariana, trebuie să am ultimul cuvânt, nu, măcar să fiu camăleț. Nu, e ce nu poți, capăt. Nu, tu ce nu poți cuceri, te intrigă, deci tu nu te lași. În ce zodie ești? Scorpion. Ah, ficatul! Ah. Păi zi așa, cu cât nu se lasă, cu atât îți place mai tare. Păi zi așa, Andrada, nu scapi. Zi da și ți-a luat de-o grijă. Dar nici nu vreau să scap, și eu vreau date-ul cu el. Nu mai difuzați filmarea, că e ok. Vreau date-ul cu el, pentru că eu consider că un date înseamnă să ne putem cunoaște mai bine, să discutăm anumite chestii. Asta nu înseamnă că dacă avem un date, gata. Da, dar între timp el a pus ochii pe o altă fată. Ok, perfect. Nu, mă, mai dăm materialul sau nu? Da, că până la urmă se cere sinceritate, să fii sinceritate până la cap. Păi da, Andrada, când vrea date-ul, îți place ție de altă fată? Dar nu-mi place de altă fată, o simpatizez. Eu tot pe Andrada o plac, vă spun sincer. Dar vreți să facem un geloasă cu altă fată. Să vedem filmul. Și ești, fii atent, fix, prietenul tău, Gabriel, pe care vrei să-l transformi, ăla place aceeași fată, mă? Nu. Bă, Raul, ce facem aici? Sunteți amândoi scorpioni! Gabriel, pe cât ești tu? Da, scorpion. Pe cât? Pe 7 noiembrie. Noiembrie, și tu? 23 octombrie. Prima zi de scorpion. Stați un pic, deci doi prieteni plac aceeași fată după ce tu zici că nu mai vrei pe Andrada, că prea ți-a dat, nu mai zic cuvântul, cu... Nu mai zic cuvântul. Dar tot pe ea vrei să o întâlnești, deși... Să vedem filmarea. Hai să vedem filmarea. Pe cine mai...